Cine nu are un peti, să facă bine să-și cumpere. Cine nu are un takamura, să facă bine să-și cumpere. De ce? Păi pentru că. Și pentru că. Și pentru că. Și pentru că. Pentru că sunt niște cuțite fenomenale, cuțitele Takamura, unde am făcut deja destule prezentări în care am spus destule detalii despre cuțitele Takamura și ceea ce le face deosebite. De la oțel și tratament termic până la geometrie de lame și grosimi, finisaje spectaculoase și performanță în tăiere, cuțitele Takamura, așa cum le-am prezentat și în trecut, sunt unele din cele mai spectaculoase ca finisaje, ca performanțe și ca și calitate în prelucrare. Două cuțite PETI 130 de milimetri lungime, ambele din VG10, identice din toate punctele de vedere, cu excepția finisajului de pe lamă, unde avem două modele distincte, cel din finisaj Tsuchime ciocănit și cel din linia Migaki, finisajul acesta mat. Aceeași lungime, aceeași construcție de lamă, cu singurele două diferențe de finisaj și o ușoară diferență la grosimea de pe coamă. O grosime infimă care este de ordinul zecimilor de milimetri, unde acesta din linia Migaki are grosime la coamă 1,36 milimetri în grosime, iar celălalt are 1,55, adică 0,20 diferență grosime între cele două. Avem două cuțite de tip laser sub grosimea totală de 2 mm, ceea ce le face niște lasere cu adevărat în utilizare. O adevărată plăcere și deliciu în a tăia cu aceste cuțite, atât din mână când curățați legume, cât și indiferent dacă vreți pe un tocător, și de regulă sunt preferate de femei. Avem același tip de construcție, full tang cu bolster, dar hidden tang pe partea de jos. Avem bolster pe ambele cu 3 nituri prinse și aceeași construcție efectiv de lamă. Foarte mici, foarte ușoare, foarte performante în tăiere, foarte frumoase și miezul din oțel VG10. Avem laminare inoxidabilă pe laterale de tip Sanmai, avem același kanji pe lamă
la ambele. Și oțelul VG10 călit la 61 HRC, spre deosebire de alți producători de tip Tojiro sau mai știu care, unde sunt călite la 60, acestea sunt un pic superior călite la 61, implicit performanța și finețea, agresivitatea tăișului, dar și retenția este dusă la extrem. Două cuțite care din linia Takamura, de la producătorul Takamura, care, deși cumva similare, spre exemplu, cu un cuțit de la Tojiro, acesta este un Tojiro de 9, mai mic, de 9 cm lungime lamă, dar care, hai să-l măsurăm, deși este lungimea lamei mai mică, acesta are 1,73 față de cât am zis care este alalt, de la Tsushima. Ăsta de fapt are 1,48, iar ăsta 1,35. Nu știu cum am măsurat ăsta alalt, că am văzut 1,50 și ceva. A, e din cauza finisajului ciocănit, depinde unde măsori, îți dă grosime diferită. Da, este undeva la 1,55. Față de acesta, care am zis că are de la Tojiro 1,63. Deci, chiar și cele de la Tojiro sunt subțiri și performante, o mică diferență, deși ăsta este la lungimea de 9 cm față de cele două de 13, dar ăsta este călit la 60, celelalte sunt călite la 61. Diferența o face grosimea din tăiș, din spatele tăișului, unde Takamura sunt dintre cele mai performante și subțiri cuțite pe care i-am pus mâna. Probabil că vă veți întreba și de preț cât ar costa unul. Încep de la prețuri de ambele, indiferent de tipul de finisaj, sunt la același preț de vânzare, le găsiți în jurul prețului de 100, 110, 120 de euro, depinde de unde le luați. Așa că, comparativ cu un Tojiro care îl găsiți în zona de 450 de lei, dar acela este la lungimea de 9 cm, prin urmare nu este o diferență foarte mare, este diferența totuși de lungime, dar sunt mult, mult mai performante în tăiere și trec mult mai ușor prin produs. Tratamentele termice sunt făcute de excepție, finisajele sunt de excepție. Absolut totul de la Takamura este cap-coadă, o armonie totală între utilitate, calitatea lucrării, a construcției lamei, a finisajului și plăcerea de a le utiliza. Acestea două sunt cuțitele, cutiile. În partea stângă avem Takamura VG10 Tsushima, acel ciocănit, iar în dreapta acel cu finisaj Migaki, aceeași lungime, același preț. Două cuțite excepționale, de nelipsit în bucătăria cuiva, mai ales este, din ce știu, cuțitele mici sunt preferate de către femei, așa că pentru cine gătește acasă și nu doar, mai ales și pentru profesioniștii din bucătărie, vor ști și vor aprecia astfel de cuțite, datorită ușurinței cu care trec prin produs. Prin urmare, dacă nu aveți așa ceva și vă doriți, vă recomand Takamura și Takamura, adică cele două. Acum, ca și o comparație de preț, mulți dintre pasionații de cuțite am văzut că se orientează înspre zona de competiție, cum ar fi cei de la Kai sau de la Miyabi, unde acolo Miyabi, de exemplu, spre deosebire, sunt ceva mai scumpe. În general sunt mult mai scumpe datorită brandului care este mediatizat, dar nu au absolut nimic în plus sau în minus. Dimpotrivă, acestea au un plus de performanță în tăiere față de altele. Așa că în zona aceasta de preț recomand cu mare încredere, nu veți regreta orice cuțit cumpărat de la Takamura. Sunt pur și simplu fenomenale, iar dacă vă doriți așa ceva, sunteți liberi să le căutați și să luați fie de unde doriți, fie de la mine, dacă mă mai vedeți ocazional postând pe pagina mea de Facebook. Chiar și acestea a două vor intra la vânzare împreună cu un Gyuto, tot din VG10 Migaki, de 18 cm și împreună cu unul de 21, care urmează și acela a fi prezentat și vândut totodată.
Cam atât pentru astăzi. Ne revedem în următoarea filmare.